Al treilea este problema când încep apostazii. Deci cronologia apostazii, cum se spune altă. Aici avem tematica, mă întrebați cineva ieri, dacă există un concept generic pentru aceste apostazii ale intelectuale în raport cu diverse dezastre pe care cunoaște comunismul în secolul 20, ele sunt legiune. Termenul pe care urmează profesor și care se pare excelent este termenul de Kronstadt. În martie 1921, marinarii și ofițerii de marină din fortăreața Kronstadt, în apropierea Petrogradului, se revoltă, arestează comisarii bolșevici în numele democrației directe și în numele justiției sociale. Observă de acum formarea noii clase parazitare în democrația sovietică. Sloganul revoltaților rebelilor de la Kronstadt este Soviete, Consilii, democrație directă, fără comuniști. 29 martie 1921. Reacția bolșevică este că în prin congres al Partidului Comunist Bolșevic, Lenin trăiește, Lenin conduce între Stalin, Trotsky și Stalin, doar doi membri ai biroului politic. Pe lângă Lenin, Lenin este primul dintre pares și nimeni nu-i contestă autoritatea lui Lenin în acel moment. Reacția e triplă. Pe de o parte, decizia de a reprima Kronstadtul, nici un singur lider bolșevic, nici Trotsky, nici Bukharin, nimeni nu se opune, toți contează unanim pentru represiune. Și represiunea este sălbatică, fără nimeni. Execuții în masă, inclusiv al de familie, deportări de copii și deci prima asta se trece în martie 1921, în 31, în 41, în 51, ci la începutul începutului. Al doilea, Lenin, cum spunea, un pas înainte, doi pași înapoi, dar de față, un pas înapoi, doi pași înainte, cedează. Recule pour mieux sauter, nu te retragi un pic pentru a sări mai bine în continuare. Se iau două măsuri. O măsură, deci prima este represiunea, represalii absolut fără vină. Al doilea rând, se interzic fracțiunile partid. Până în martie 1921 erau permise fracțiunile partid. Decizia Final Faction Resolution, este cunoscută în istoria, în terminologie, este luată în martie 1921. Se încetează orice discuție în, la nivelul afirmativ democrației interne a Partidului Bolșevic. Al treilea, și atunci care este răculent toată povestea asta, că sunt două forme de acțiune represivă, se introduce noua politică economică. Atunci s-a introdus nemiu, se recunoaște. Deci cei care spun că în China, în momentul de față, comunismul s-ar fi retras, să recitească ce se vorbea în martie 1921 în biroul politic al Partidului Comunist al PP-ului, Partidul Comunist Bolșevic, în sovietice, că se numea Rusiei. S-a schimbat toată lumea acela Uniunii Sovietice. Bun. Ăsta este primul Kronstadt. Și de fapt avem o succesiune și fiecare Kronstadt este urmat de apostazii. Primul Kronstadt, într-adevăr, duce la foarte multe deziluzii. Chiar și în rândul intelectualilor. Și că lucrul coincide și cu expulzarea intelectualilor, Lenin și intelectualii, o temă în sine, expulzarea faimosului. De fapt, au fost două. Au fost două vapori. Vaporul, vaporul, vapor. Asta a fost așa și eu. Am uite, plural să-mi se creeze vorbe. Două vapoare. Două vapoare filozofice, între care Nicolae Berdiae, între care celebrul sociolog Pitilim Sorokin, care este fondatorul practic al sociologiei, unul din fondatorii, unul, dar unul din fondatorii sociologiei moderne americane, Pitilim Alexandru Sorokin, și aș plouă, cine mai era? Vulcano, Frank, Sibion Frank, deci este elita filozofiei ruse, adică practic este expuzată de Rusia elita filozofiei ruse. Și, mă rog, sigur, e preferat de să-i trimită gulagi, a pus pe vapor și a expediat. Intrat în istorie, cum mână vaporul filozofilor. Și exemple, interesanți în cărți, le ziceam, am lucrat despre asta. Bun, ce vine după aceea? Vine un alt moment șocant, este colectivizarea. S-a spus că despre colectivizare un alt Kronstadt, dacă vreți, Kronstadt în sensul că provoacă deziluzii, s-a spus despre colectivizare că nu s-a putut ști. Totul, una din surprizele, dacă vreți, ale acestui tip de istorie intelectuală filozofică, este că totul s-a știut. În timpul colectivizării au fost doi mari corespondenți occidentali. Era corespondentul lui New York Times la Moscova, în timpul Marii Foamete, mai exact, în timpul Marii Foamete, Walter Duranty era corespondentul New York Times și era Malcolm Aldrich, care era corespondentul lui The Observer, cred, sau London Times, mai sunt sigur. Aldrich a fost expulzat pentru că a trimis telegrame și, evident, NKVD-ul știa acest lucru, în care va conta despre ce se întâmpla. Și spune că cel puțin 4 milioane de oameni au murit ca rezultat al acestei foamete organizate artificial, ca formă genocidară de represiune.
Ei bine, cu altă durată, spune că de raportat mai succes senior. Dar și că există și o propunere să se retragă postul în premiul Pulitzer pentru jurnalist. S-a dovedit că, de fapt, el era șantajat de, pe motive de viață personală, era șantajat de către NKVD și ca atare, el a trimitat la New York Times acel tip de rapoarte de care avea nevoie Stalin și de care aveau nevoie sovietici. Baltul Magorici, care a fost un important intelectual britanic, nu și filozof, Baltul Magorici a scris adevărul. Deci nu toată lumea a mințit în perioada respectivă. A vine anul 37 cu proces 36-37, vârful este, ca și cartea lui Karl Schlögel despre anul Moscova în 1937 este anul cel mai trecut. Despre anul 1937 mărturisește Anna Akhmatova, refiemul ei, despre anul 37 s-au scris romane, niște amintiri și așa mai departe. În acea perioadă au loc alte despărțiri de comunism. Apoi vine șocul suprem, care este anul 1939, pactul sovietocerman, pactul Molotov-Ribbentrop, care duce, într-adevăr, la, între alții, să dăm exemplu lui Paul Nizan, prietenul Jean-Paul Sartre, care scrie pe masa carte de Chien du Gard și care pleacă pe front, moare pe front, am dat multe exemple, se pot găsi, inclusiv Willy Münzenberg, care rupe, practic, Partidul Comunist după pactul sovietocerman și este asasinat el însuși, de pe trei încapete de un pluton al NKVD-ului, cum i-ați citit, poate, cartea lui Stephen Colt, de Sfârșitul Inocenței, despre exact acest moment. Vă dau ca exemplu, nu e cartea mea favorită, dar e o carte care îți prinde subiectul, dar după peste povești multe în memorie. 48, lovitura de la Praga, lovitura de Prag, lovitura de stat comunist la Praga, produce alte șocuri, alte deziluzii. Încep mai devreme cu lovitura de stat ce acapara puterea în Europa de Est, dar Praga șochează cel mai puternic pentru că era, părea să fie locul unde ar putea să existe un fel de democrație liberală în care comuniștii să nu pună mâna pe putere de o manieră brutală, violentă, etc. Din potrivă, Cehoslovacia, care avea cele mai puternice tradiții democratice ale Europei Centrale, mai puternice decât Austria, Cehoslovacia devine teritoriul unei dintre cele mai feroce regimuri, regimul stalinist. Cel mai dur proces spectacol din întreaga zonă este procesul din octombrie 1952, procesul Slavski. Nu există. E procesul, unicul proces care are în centru, pe secretarul general al partidului, este mega super procesul. Mai mult decât procesul Slavski nu se putea ajunge. Bun. 1956, octombrie de polonez, Revoluția Maghiară, care nu poate fi, nu pot fi înțelesă decât prin revolta intelectuală împotriva mitului comunist, în care crezuse. Apostazia duce la această revoltă. Clubul Petrov este un club care se naște din rândul inteligenției marxiste dezamăgite de dictatura stalinistă. Așa se naște. Este direcția pe care o reprezintă Imre Nagy și grupul său. Și puteți să mai găsiți că sunt multe fotografii și explicații, să le spunem, note explicative, foarte interesante, întâlnirea reprezentanței Uniunii Europene, este o expoziție organizată de Andreea Varga, extrem de interesantă, mai ales săptămâna 10 iulie, cu fotografii extrem de interesante și cu comentarii foarte interesante, chiar la parter, intrare liberă, o recomand din Tălțăcă de Oameni, e sau la bun. Ce se petrece? Fiecare face parte, fiecare acest cronș, 56, 68, 80 solidarități și represiune. Abia în 80, Partidul Comunist Italian, prin vocea liderului său, unul din mare nume al Eurocomunismului, Enrico Berlinguer, după lovitura de stat de la Varșovia și instaurarea puntei militare condusă generalul Voice Pierre Ruzetski la putere, în decembrie 1980, spune Enrico Berlinguer că speranța revoluționară asociată cu explozia din octombrie 1917 s-a stins. Asta e o declarație extrem de importantă. Deci această speranță revoluționară s-a stins, nu mai are un viitor. Deci și Berlinguer vine și el pe această șosea a Kronstadturilor, să-i spunem, și ajunge și el să apostat, poate târziu, Partidul Comunist Italian și după numele, și devine, în momentul de față, nu știu mai spun, Partidul Democrat este principalul partid de opoziție din Italia. Și condus de fapt, în momentul de față amuzant, este condus liderul Partidului Democrat din Italia, este fostul lider al Tinerii Comunist Italian. Și cam dat elita, e bine. Și George Napolitan. Da, bine, George Napolitan a fost mai probabil rol politic. Așa, și așa. Deci, relația, deci avem de-a face, ca să fost un concept larg, o dialectică a desfrășirii. Despre asta este vorba. Vraja este destramă.
ce am încercat să prezint aici sunt diversele stații ale acestei fenomenologii a dezvrăjirii. Și